Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou vlog. The day is the day. Azi e ziua cea mare. Mergem să facem direcție. Hai de viața mea. Iar mă plâng că e frig. Iar e frig, iar nebunie. Nu știu câte grade sunt. Cu minus. Nu scrie. E 8:30. Mamă, ce urât sunt când e frig. Alelelelelele. Hai mă, pornește. Yes, baby. Băieți, și câte am schimbat, cum am zis, cauci cu mine, am schimbat devierul de comandă, bara lungi cu mine, și bușile la, nu știu dacă se vede. Lumea se uită la mine că zice că sunt nebun. Vorbesc singur, cred că. Și trebuie să punem aripile la roții spate, că o să plecăm mai departe, în oraș, până astea. Și v-am zis cu pietrele, sar pietricele de aici. Cum parbriți la oameni. Revenim după drum. Am schimbat chestiile alea. Și bă, deci asta nu s-a mai închis, mă, frate. Am pus toate piesele ce vi le-am arătat mai adineauri. Noi am strâns cauciucurile, roțile. Le-am făcut. Le-am strâns, dar nu le-am strâns oarecum tare, pentru că am strâns un pistol de la Parkside, de la de impact, de la mare. Bateria nu prea a avut un full. În fine, eu oricum o să le zic să mă le strângă rezoanele la aici unde fac și geometria. Nu-i mare vrăjeală. Le strânge nenorocerea, dar ca să fiu eu în safe, îi mai pun eu să-i le strângă. Bă, hai să vă spun și la comentariile pe care mi le-ați dat în vlogul anterior. Am văzut un acolo un comentariu, m-a întrebat un băiat că de ce nu fac pe afară. Nu, băi băieți, pe afară nu prea am ce face. Din punctul meu de vedere și de pe bursa care lucrez, nu e nimic. Ca să mă înțelegeți,
la 2500 de kilometri, dau un exemplu, plătesc ăștia 2300 de euro. Nu pot. Nu pot bă banii ăștia, că deoarece motorină scumpă, taxele s-au mărit cu 30-40%. Și ce am făcut? Anul trecut am lucrat pe țară și am făcut comparații cu un băiat care lucra pe afară, pe în Grecia. Făcea în Grecia. Am ieșit cam la fel, la fel aproape. Nu știu dacă am făcut eu mai mult sau el mai mult, foarte puțin, nu-i diferent. Și mai pui și timpul care îl pierzi la vamă, mai pui și timpul pe care îl pierzi în afară, că un weekend s-ar putea să-l rămâi pe acolo, dacă coada e prea mare. Și eu am fost acasă mai mereu, adică într-o săptămână am fost și de 2-3 ori, aproape. Un weekend nu mai zic, weekendul nu a existat weekend să nu fiu acasă. În fiecare weekend din an eu am fost acasă. A, plus când am muncit, n-am muncit tot anul. 5 luni le-am dat deoparte. Adică dintr-un an, 5 luni nu le-am lucrat, adunate, așa. Că am mai avut și eu un concediu, am mai fost și plecat în vacanță, uime. Deci cam asta e treaba. Anul ăsta am zis că vreau să scop afară. Mai am de chisit niște chestii pe la el, pe la remorcă. Și încerc să scot, voiam pe la pe Polonia să ies, pe Cehia, dar nu sunt curse. Spre exemplu, în Polonia, ca să înțelegeți cu transportul cum merge, o cursă de Polonia, din România în Polonia, erau, cum mai țin minte, 700-650 de kilometri din România în Polonia, era după aici, pe Timișoara sau mai știu de unde, oferea 350 de euro. Păi scuză-mă, frate, ăștia ce fac cu banii, mă iei la mișto? Nu, mulțumesc! Într-adevăr, din Polonia să vine, pe 2 euro de acolo, adică au pus, dar nici acolo, că s-a cam prostit. Bă, noi românii ca nații suntem cea mai curvă nație. Dacă unul merge, pune un preț mai mare și are, și o ia un transportator, scuzați. Așa, sună unul din România, spre exemplu, și zice, bă, câta pot să-ți fac cursa asta? Păi zice ăla, bă, am dat-o. Păi, pe cât ai dat-o? Pe 2500 de euro. A, am înțeles. Pot să ți-o fac eu pe 2200, pe 2000 de euro. Și îți dau camioane, ca mai multe camioane, fac pe bani, știi? Și ăla, îți dai seama, 500 de euro la el în buzunar, la client, manu cerească. Și uite, așa s-au stricat transporturile. Și știu foarte multe cazuri. Foarte multe cazuri. Și nu zic doar eu asta, zic și alții care sunt cu cap pe umeri. Cum este Ilie, spre exemplu. Sper să nu se supere. Ilie, omul șoselor, ăla e un băiat cu coloană vertebrală și om ce știe cu ce să mănâncă toată treaba. Na. Restul papagari. Nu toți, Doamne ferește, majoritatea. Și nu cred că mai sunt și transportatori mici care, ca și mine, care și merg pe TMC. Dar majoritatea transportatorilor sunt firme mari care au stricat prețurile. Bun, închidem subiectul, paranteza, punct, propoziția, o luăm de la capăt, alta. Merită să mai iau un camion pe timpul ăsta, să supraviețuiesc. Mai mi-a dat un coleg acum pe un comentariu.
Bă, nu-ți iei camion, frate, să supraviețuiești. Îți iei camion ca să progresezi. Nu rămâi la un camion sau astea. Trebuie să-ți iei un camion, să lucrezi, să-ți iei încă unul și ca să ai liniștea aia ta financiară și toate cele, știi? Ca să poți să doar liniștit pe perna ta, să nu mai pleci de nebun. Tu pui șoferi liniștit și alea. Dacă e vorba de supraviețuire, sunt mulți care au camioane să supraviețuiască, să dea mari în fața curții, care în fața porții că au camioane. Nu, nu așa, nu așa. Toți acum, pe timpul ăsta, supraviețuim. Deci, trăim ca să supraviețuim, nu să progresăm. Eu, unul, n-am plecat toată luna lui ianuarie, nu am plecat de acasă. Pentru că prețuri mici și pentru că eu nu scurvă să merg pe 2 lei, 3 lei. Cu 3 lei pe kilometru să merge, apropo. Dacă vreți să știți, băieții care vreți să vă luați camion, vă convine, mai bine faceți taxi. Sau mai bine Glovo. Cred că e o idee mult mai bună. Da, chiar, ia să vedem. Poate încerc și eu. Cu tirul nu se mai face. Nu se mai face treabă. Cu dupa ne-a îngenunchiat ăștia, statul român, cu ISCTR-ul lor și cu greutatea. Într-adevăr, aveau dreptate. Bă, pui greutate, unii puneau și 7 tone pe ele. Am pus și eu de vreo 2 ori. De ce să mănânc ce nu trebuie? Am pus, dar am zis că nu mai pun. Și n-am mai pus de atunci. Deși eu aveam un... aveam Iveco-ul ăla de 6 tone jumate, era de tarat. Oricum, greutatea legală pe el, la 6 tone jumate, trebuia să pun vreo 2 tone 800. Și am pus dublu, dacă nu mai e bine. În fine, asta a fost două întâmplări, dar, bă, nu poți să pui pe o mașină 3 tone jumate, 500 de kg sau 200 de kg. Sau în cazul meu, cum era aia, trebuia să mai dau o roată jos ca să fie la 3500 de kilograme. Aveam 3600-3800 de kilograme. Goal. Ae, ce vrei, frate? Suntem în România, trebuie să trăim. Am lucrat cât altnea. Când am scăpat și eu de greu și a venit treaba mai bună, a apărut legea vieții și ne-a dat la joale. Pe bursă nu mai erau curse și încă nu mai sunt curse pentru așa ceva. Mai sunt băieții care au făcut rost de contracte. Eu nu am avut norocul ăsta, de ce să zic. Din câte contacte și cât de serios am fost în transport cu mulți, am fost bun cât am fost, când asta n-am mai fost. Ohoi, nu, copule. Trebuia să fiu acolo. Deci astea sunt două puncte sensibile pe care am vrut să le punctez în vlog. Mulți merg pe băcură, pe nu știu ce Dumnezeu merg. Motorină agricolă, pe habar n-am pe ce merg, nu plătesc taxele de merg pe bani ăștia, au stricat prețul. Eu, frate, sincer să vă zic, am pus piese originale pe camion, am pus, la mine funcționează AdBlue, merge AdBlue, bag AdBlue. Motorină doar de la pompă, adică nu... la mine nu există portițe și alte nesimțiri. Înțelegeți? Și de bine de rău, am făcut și ceva mălai. Nu mult, dar am supraviețuit. A, plus că plătesc rate la camionul ăsta. Nu v-am zis, plătesc rate, cam 1000 de euro. Ca idee, așa să știți. Cardurile de motorină și alea se plătesc.
Ați văzut un cauciuc cât costă? Am avut parte, sincer să vă zic, am avut parte și de un camion bun. Băiatul care l-am cumpărat mi-a dat multe piese la el. Na. Ce pot să zic? În plan mai am să mai iau un... Vreau să mai iau o Scania, model S sau R, modelul ăsta din 2018 încoa. Și o semi-remorcă șmecheră. Dar nu mi-o permit. Nu-mi permit, frate, și nu-mi permit să fac rate la ea. De ce? Pentru că prețurile sunt jos și deocamdată anul ăsta îl mai speculez un pic, să vedem ce și cum. Fac ăștia lucrări aici, să face parcare, parcheze aici mașina și bicicleta. Auzi, frumuseți, frumos, toată treaba și asta e... A, și autobuzul poți să-i... Aha. Șmecherie ce face primarul ăsta al nostru. A făcut și multe lucruri bune, dar și multe lucruri panaram. Da. Nu mai rentează, într-un cuvânt nu rentează să mai ții nici camion, nici nimic. Anul ăsta nu știu ce mai merge. Singura chestie care merge ar fi mâncarea, aia ieftină. Că rest nu înțeleg ce ar mai merge. Nu știu ce merge, frate, nu știu. Eu sunt stresat. Ați văzut că în vloguri mai fac și o prostii, mai îmi dă rateuri mintea. Nu mai, mă gândesc în toate părțile pentru că sunt foarte stresat, sincer să vă zic. Și nu știu, frate, ce să fac. Să mă angajez din nou pe tir? N-aș vrea, îți dai seama că te duci undeva pe deasupra muntelui și după aia pici de acolo ca prostul. Dar din ce cauză? Din cauza la proști. Pentru că tu vrei, dar sistemul nu vrea. Și proștii din el. Da, am zis-o. Hai Terminator vă dată. Și cam asta e treaba. Ce mașină șmecheră are băiatul ăsta de stânga mea. Bravo. Dacă tu ai prioritate. Ia uite ce frumos se vede cerul. Mamă, ce superb se vede. Da, am plecat acum prea de dimineață. Vai, dimineață, m-a trezit mai târziu. Mi-a lătrat bătăile de care le-am în curte. Am niște coble. Sunt drăguț, dar fac și multe tâmpenii. Și m-am lătrat în carier. Și m-am trezit târziu și mi-au zis băieții ăștia la 8, 3, 8 jumate și 9 să fii la noi. Ei, că e 9 fără 3 minute, dar sunt aproape. Adică nu sunt chiar așa. Mie îmi place să fiu parolist așa, în felul meu. Mi-alunecă roțile din spate, gen, din cauza la drumul ăsta. Și telefonul mi s-a deplasat de aici, fiate. E zona mai puțin frumoasă a Buzăului aici. În zona industrială nu se face, s-a făcut în mijlocul orașului, că acolo e important. Aici unde se menține economia orașului, nu prea se face. Că aia problem, care mă claxonat, de ce? Ia uite tot cum stă ăsta. Iar mi s-a strâmbat. Deși el focusează destul de bine. Haide, mă! Au. Mamă, aoleu! Sistemul din Balcani. Da. Da, și
și eu cu contracte și contracte. N-am apucat să am niciun contract, că n-am găsit. Mi-a zis cineva să fac ceva cursă pentru Turcia și retur, dar mi s-a stricat. Am fost în vacanță și mi-a zis ăștia că trebuie să fac cutia și m-a jucat de bani atunci. După aia n-am mai avut cu cotro și cum și ce. A trebuit să lucrez pe țara, ce am găsit o oportunitate aici și am lucrat cu niște cehi din Constanța în Turda. Am făcut niște curse bănoase, aia m-a salvat, sincer să vă zic. Și mă salută toți, ce-am pățit? Mă salutați sau mă... am ceva pe mine? Singurul care mai am așa, care mă mai ajută, e amicul al meu care v-am zis, cu casa de expediție, lucrăm aici la firma asta. Asta de aici, din partea asta, dreapta, hai că nu mai arcut de aici. Uite unde e parcat camionul ăsta, imediat aici, pe poarta asta. Încărcam. Acum a sunat-o pe tante asta și nu mai îmi răspunde, dar vine ea vara și o să vedem. Băieți, cam aici trebuie să-l fac eu, camioane, unde mă bag, frate? Hai, ne dăm jos și vedem ce și cum. Hai, bă, fraților, după aproximativ o oră de așteptare, intru și eu pe treabă aici. Că ați văzut, mai devreme vorbeam despre curse și toate cele. Chiar mă uitam pe bursă acum, acum mă plictiseam și mă uitam, știi? Și... cursă de la Buzău la Timișoara, la un sat chinez se numește. Dacă este unul cu de-asta de piatră, să iasă și el, că-i cu remorcă cu tot. Așa, de la Buzău la sat chinez, Timișoara, 600 de kilometri. Hai cu metri odată, că ce fac? Stau după tine. 18 milioane. Bă, 18 milioane 600 de kilometri. Ia zi, merită? Nu merită. Dar ce credeți? S-a dat cursa. Ce facem? Ce ne rezolvă băieții aici? Un vârte de roată acum. După spate, uite aia. Pe partea asta am învârtit. Deci am să încarcă. Hau. Mai trebuie învârtit. E ok. Cred că să găsească senzorul să vadă roata. Păi n-ai apăsat, eu văd pe mine, acum adică, nu? Ba, aveți pe aia ta, pe aia, apasă-l. Apasă-l, așteaptă. Acum am. Nu e ceva. Păi, fii atent ce mișto e treaba asta aici. Fiecare și ridicat-o.
ce mă enervează că a prins iar rugina pe aici, am dat cu vopsea, a fost ceva timp, iar a atacat, trebuie să-i dau iar. Mama. Gata, fraților. Am și reglat. N-a fost prea mult. Tare. Am aranjat-o destul de bine de acasă, dar trebuia un pic. Nu m-au lăsat să filmez mai mult. Mi-au zis băieții că, bă, nu filma, că... Na. E ok, bine. Hai, mă lași sau nu mă lași? Hai! Stuzi rasa, măi. Bă, sunt niște proști ăștia pe-n Buzău, de-abia să mișcă, nu știu ce vor. Ba, te lasă, ba, nu te lasă. Așa că am respectat politica dânșilor. Am lucrat destul de ok, nu am ce să reproșez. Volanul văd că încă nu trage nici stânga, nici dreapta. Voi vedea pe parcurs. Am făcut și o probă de mers. Ceva, domnul care ce mi-a făcut. Și mi-a zis, dă-i, du-te și dă-i o tură, două, dă-i și vezi ce și cum. Eu unde se dau pe drumul ăsta panoramă, că aici nu avem drum drept. Du-te și caut un drum drept. Și a făcut aici, în zona industrială, pe altă parte, către Brăila, care cunoașteți. A făcut aici ceva. E a doua bandă care circulă camioane și mașinile, nu tot trage mașina stânga. Așa cum am băgat pe banda de autobuze și era ok. Acolo am văzut că nu trage nici stânga, nici dreapta, e ok. Hai să vedem mai departe ce și cum. Ce și cum va fi. Ca și costuri la noi, geometria costă 540 de lei. Deci sunt mai sărac încă atât. Da. Anul trecut am făcut un prieten de-al meu geometria la un DAF la Brașov, la Feldivara. Și așa, și a costat 350 de lei. Noroc, că acum s-au cam scumpit tot. Toate chestiile s-au scumpit anul ăsta. Tot. Și auzi la el, merge pe 18 milioane și pe 600 de kilometri. Bă, băieți, vă paște sărăcia. Bă, dar nu, ei nu se gândesc. Uzura, cauciucuri, rovinete, asigurări, motorină, șofer. Și tu dacă ești șofer cu mașina ta și tu trebuie să te plătești, mă gândesc. Oh, drumul ies. Drumurile la Buzău. Și dacă nu te plătești tu și mergi ca prostul, îmi pare rău despre tine, dar nu ești businessman, ești papagal. Pe lângă asta, statul mai plătește impozit pe profit, mai plătește TVA. Nu-i chiar așa.
credem. Nu-i chiar așa. E cam dureroasă treaba. Dar nu vrea să stea în asta deloc aici, frate. Dacă vreți să facem o socoteală, putem face așa. Luăm exemplu la 18 milioane, nu? Cât consumă mașina ta? Nu consumă 30% pe România, poate să consumi și 32%, dar hai să punem la un 30%, da? 3 ori 6, 18, 180 de litri? 180 de litri. Câte litri? 7 lei. 7 lei 20, 7 lei, depinde. 7 lei 20. Vine odată 107 și cu 80. De nu, hai mă, spunem că mașina ta consumă 32. Mai bun, facem un rotund, 200 de litri. Vine 14 milioane jumate. 14 milioane jumate vine, doar motorina. Cum facem? Din 14 jumate ți-a mai rămas 320 de lei. Cum facem? Șoferul, 200 de lei, că n-ai cum să-i dai mai puțin de 200 de lei pe zi la șofer. Nu mai cum. Ți-a mai rămas 1,5 milioane? Ți-a mai rămas, da? Dai și TVA-ul ce-a mai rămas din el, că na, hai să zici că mergi cam tanta pe mantra. Mai pui și pe la vreo 30 de lei, 50 de lei, deja mai, cât mai mult, 100 de lei. Cum facem? Cum facem ca afacerea? Că nu înțeleg, eu nu înțeleg cum faceți voi, că nu știu ce vă rămâne. A, că te gândești că vii din Timișoara, pe ce vii? A, să spui că vii, că ai mașină, ai contract, ai turituri, mă, să-mi bag piciorul, dar toți aveți tu contracte. N-ai cum. Și chiar dai contract, frate, nu te duci pe banii ăștia, nu strici piața tu. Că poate nu o să mai ai nici tu contractul ăla, o să pici și o să cazi și o să nu o să mai ai contract și când o fi să fii pe bursă, păi să vezi că vai, domne, prețuri de căcat. Din cauza asta, fraierilor, scuzați-mi limbajul, nu la tot se aplică, se aplică la cei ce merg și nici nu dau mucii pe ei. A, mai era unul tot așa încărcat pentru Constanța din Buzău, cu 3 descărcări, pe 14 milioane, șefule. 14 milioane, bă, băiatule, bă, băiatule, 14 milioane. S-am sunat eu pe ăla care hai că s-a oprit și camera, s-a oprit și tot, s-a oprit și mama, s-a oprit și tata, s-a oprit tot, nici nu stă. Da, ați înțeles până la urmă ce am vrut să zic cu astea. Bă, ăla pe Constanța s-a dus pe 14 milioane și l-a sunat pe ăla care a dat cursa. Și că ce, domnule, că este 5 lei pe kilometru. Păi da, frate, dar pierd toată ziua cu încărcările alea, probabil și a doua zi o să mai am să descarc. Și am făcut. Bă, nene, nu suport, bă, pică ăsta. Cam asta e situația. Am vorbit și despre curse și cele, toate cele. Așa că ați înțeles ideea care-i treaba. Și ăsta mă gândesc foarte serios ce urmează a face. Nu știu, frate, ce să fac. Dacă mai ține așa treaba, deja dau faliment, sincer vă zic.
Deci ce muncesc vara, cheltui iarna. Cam asta. Gorila glasul ăsta nu vrea să... Gorila pot, nu vrea să mă ascult. Gândiți-vă de zi.